Tudorel Toader a anunțat că interviurile candidaților pentru conducerea DNA vor avea loc mâine, urmând ca vineri să fie anunțată o concluzie. Cei patru înscriși sunt Florentina Merică, Cristian Lazăr, Marius Iacob și Elena Grecu. Președintele Klaus Iohannis a sesizat azi Curtea Constituțională în legătură cu modificările aduse de către Parlament Codului Penal și a legii pentru sancționarea faptelor de corupție. Șeful statului spune că modul de adoptare în Parlament încalcă Constituția. O aeronavă Spartan și una Hercules, precum și aproximativ 20 de militari, au decolat azi spre Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor. Bilanțul morților a ajuns la 80, iar cel al răniților la peste 200. Niciun român nu a fost rănit, anunță ministrul de externe. Mesaje anti-PSD la concertul Massive Attack din capitală. Pe ecranul din spatele artiștilor a rulat mesajul Campania fără penal câștigă teren în România. Deputatul PNL Ovidiu Raițchi a făcut un bilanț al gafelor premierului Viorica Dăncilă în cele 6 luni de mandat, spunând că aceasta este bulă al anilor 2020. Una dintre gafe a adus și verificări din partea Consiliului de Combatere a Discriminării, când a spus că cei care dezinformează Uniunea Europeană sunt autiști. Iar fostul director executiv al companiei Fiat Chrysler, Sergio Marchione, a murit azi la vârsta de 66 de ani. Presa italiană a relatat că Sergio Marchione a suferit un embolism în timpul unei operații la umăr, în urma căruia i-a fost afectat creierul. Toate știrile de ultimă oră le găsiți pe mediafax.ro.